Dar nu mă văd. Bună ziua! Bună dimineața, Azuga! Astăzi filmăm în sfârșit cu noul GoPro, adică 8-ul. Încercăm traseul roșu. După ploaie, este foarte umed, foarte slippery. Avem o gașcă șmecheră în față, putem să-i dăm. S-a lucrat la traseu zilele trecute, așa că vom vedea pentru prima dată, efectiv, traseul nou. Era să mă duc un pic. N-am mai fost de mult așa după ploaie, așa că sunt curioasă să văd cum o să fie. Avem frunze pe traseu. Mă rup pe treaba asta. Bine. Da, da. Hello. Hello. De pe mine am schimbat frânele acum foarte puțin timp și e foarte dubios, jur. Adică e prima tură cu ele. Băieții ne-au așteptat să ne arate noul traseu la care s-a lucrat ieri. Așa că hai să vedem care-i treaba cu ele. Ce e acolo? Oh my god, avem o nouă contrapantă! O să fie foarte nice aici. Să avem grijă acolo, alunecă. Să ne cumetăm și noi sau? Pana mea, hai să ne cumetăm. Da, curba asta este foarte strânsă așa. Nu te bagi? Așa, hai să vedem care treaba și cu panta asta. Să vedem, ne dăm astea înapoi. Urc bicicleta mai sus. Avem puține frunze pe aici, foarte, foarte iurea, pe care nu le suport. Și aici intrăm în vechiul traseu, practic, fix la ciocane. Ce faci, Irina? Mă hodin. Te hodin? Hai, lăsăm băieții să meargă în față, hai, să-și facă viața și noi rămânem așa. Las puțin spațiu ca să fiu sigură că nu intru în Irina. Și acum dăm drumul la ciocane. E destul de nasoală situația pe aici. Foarte, foarte nașpa, sincer. Dar e ok, dăm drumul la frâne. Luăm toți bolovanii vieții. Și aia e, frate. Blană, Irina, bravo. Ne oprim puțin ca să fie loc între noi două și continuăm. Urmează contrapantele, primele contrapante, cred, făcute de pe acest traseu, care sunt foarte, foarte blană. Doar că un pic mai jos am căzut eu acum o lună, cred, tot așa după o ploaie super nașpa. De ce? Hopa! Ok, hai să mergem pe lângă ele aici. Te-ai lovit? Nu, dar... Eu n-am cum să mă mai urc de aici. Eu, dar am pierdut trasa, asta e faza. E ok. Nu uitați că e foarte ok să mai mergeți și pe lângă biciclete, în porțiunile în care nu vă simțiți în siguranță, gen. Hai o pe ei să vedem care-i treaba. Dacă ne place... A, ăsta e Chicken Line. Pe unde sunt eu? Ai grijă că alunecă aici.
Și aici avem mare drop-out. E, m-a aruncat puțin în față, dar e foarte ok. Sare noroiul, oh my god! Ia să vedem dacă ne putem ține de cum băieți. Oribile, mă, rădăcinile alea, oribile, deci de fiecare dată am alunecat pe ele. Yo! Contrafantele! Și acum urmează săritura. Wow! De bea aici pot să frânez. Ceea ce e destul de aiurea. Am băgat cam multă viteză. Nu mi se pare cea mai ok treabă. Opa, a căzut cineva în față. Ești ok? Irina, ești ok? Adevărul e că se vede din ce în ce mai rău, din ce în ce mai întuneric în pădure. Voi încerca pentru prima dată să iau o altă trasă și anume, opa, să rămân pe aici, pe dreapta, pe stânga de fapt, nu mai știu. Asta e poate cea mai neplăcută. Oh, ups. Bună! Niște oameni foarte random. Fără cască, fără nimic. Păreau niște părinți, niște bunici. Care au ieșit cu bicicleta. Nu așa, măi, oameni. Trebuie să aveți cască, frate, oricând ați merge cu bicicleta. Haide! Eu știu dacă mai filmez, dar asta este a doua oară când dau morcovul în registrare. Pentru că l-am mai dat de câteva ori. Încetinem puțin aici. Ups! Era să mă iau destul de nasol de câteva ori. Mamă, ce bolovan mi-a venit peste picior. Ah, fuck! Oribil! E? Și eu top acolo. Nu mă simt pe de-aia doar. Ce? O pui de ori. Hai, mă! Credeam că e un urs. Era un cățeluș. Cât noroi. Hai, tu vin tu imediat. Hai, tu dai un ceas, ce pachete. Pachete. Nu pachete, că e ziua mea. Ba, la mulțumesc. Mulțumesc. Bună ziua! Mi se agață de șosetă. Bam, bam, gata. Hello guys, vreau să vă anunț că în curând mă nu o să mai aibă baterie la GoPro. Nu! No! Avem aceste trei rampe și o să dau pentru prima dată pe cea mai micuță, adică asta. Deci acum dăm pentru prima dată rampa asta mică. Te lași prea pe față, cumva. Ei, na! Prea nebuniști. Ia să vedem. Hopa, săritura. Asta este ultima tură de pe traseul roșu.
ce faci, fata? Bună! Ce fac, doamne fotografi? Ce faceți? Copii faini, care fac chestii faine. Oh, e mult mai întuneric în pădure. Opa! Aici din nou sărim. Cu frunzele astea, o repet, este pur și simplu oribil. Opa! E incredibil cum se simte tot. Oh. Okay? Da, da. Okay? Încurge nasul. Este minunat când ești pe traseu și oamenii chiar se gândesc la tine, gen. Ha? Să vadă dacă ești ok. Și tu ești ok, doar ești mega răcit și... Pana mea. Păstrăm frumos distanța aici la ciocane, așa îi zicem, pentru că e foarte slippery, e foarte plin de rădăcini și de pietre și nu, e destul de nasol. Ce? Haide, dă-i drumul la frână. Îmi pare rău să zic eu asta, dar... Lăsăm puțin spațiu între noi două. Mă dor foarte tare picioarele, sincer să fiu. Picioarele și mâinile. Cred că am stat destul de încordată tura asta. Și pentru că n-am mâncat nimic. Și mă simt foarte... deloc în putere, să zic așa. Aici am căzut pe data trecută. Opa! E prima dată când iau linia asta și pare destul de ok. Oh, super ok. Era să mă fure, dar mă așteptam la asta, așa că mi-a fost destul de ușor să... De pe aștept să ajung să mă odihnesc! Diseară cred că facem un grătar. Și de pe aștept să ajung acasă să fac o baie, să mă pregătesc. Să vină oamenii la noi, gen. Păi era pornită. Așa. Am făcut pauză mică să-mi suflu nasul. Ips. Rădăcinile astea mă induc puțin în eroare. Acum urmează minunatele contrapante. Asta e șmecheră rău de tot, contramanta mea preferată. Și acum avem... Ups! Am mâncat noroi, puțin! Ușor! Și eu. Am fost nipson. Hai. Hai, mă duc. Ia uite ce frânează nebunul ăsta din față. Vă, ești nebun? Și intrăm în porțiile care nu-mi place mie deloc. Thank you.
Iar mi-a fugit curul în același loc. A trebuit să mă pun jos aici, că nu mai pot de picioare. Morcovul ăla-i prea periculos, l-am dat ora trecută, gata. Vreau să ajung întreg acasă, să facem grătarul frumos. Mai bem ceva, un șpriț, o berică, ceva drăguț așa. Și așa se încheie o zi absolut excelentă la Azuga. Doar noi am fost atât pe bicicletă, cred, sau nu știu, plus încă 2-3 bicicliști. Ce noroi aici, oribil. Asta nu e vremea mea preferată de dat pe bike, dar nu pot să zic că, gen, a fost oribil sau ceva, nu. Chiar a fost foarte, foarte tare. Am avut grip, a fost tot ce trebuie și cu ceața asta a fost un peisaj foarte, foarte drăguț. Acum dăm niște jumpuri frumos pe potecuța asta, ieșim în parcarea mare și mergem acasică. Mulțumesc că v-ați uitat, dați un like și subscribe și ne vedem. Oh, yes. Okay.